Cu electrocasnice intuitive gătești sănătos. Emisiune susținută de Electrolux. Bun venit la Starea Sănătății! Vorbesc des aici despre obiceiuri sănătoase, despre sfaturi pentru o viață mai bună, despre soluțiile pe care le avem la îndemână. E, nimic din toate astea nu se întâmplă așa de la sine, așa cum și-ar dori unii. Și trebuie să aplicăm cu intenție ceea ce ne-ar putea aduce până la urmă o viață sănătoasă. Dar adevărul e că, așa cum am învățat din multe dintre cărțile despre care povestim la Vocea Nației, în special din cărțile lui Johan Hari, pe care vi-l recomand, căutați-l inclusiv pe YouTube dacă nu vă place să citiți, multe dintre deciziile noastre depind de infrastructura pe care o avem în jur. Oricât ne-am dorit noi să punem în practică anumite obiceiuri, liberul arbitru ne este deseori constrâns de opțiunile care există în jur. Cu alte cuvinte, degeaba îți propui să călătorești cu bicicleta ca să nu mai poluezi și să nu mai stai în trafic, dacă nu există piste de biciclete în orașul tău sau dacă n-ai bicicletă. E, când vine vorba de sănătate, lucrurile stau oarecum la fel. Uite, vă dau exemplu meu. Ani buni, doar am construit în jurul meu o infrastructură care să mă ajute să mă mișc mai mult. Și am reușit. Ok, a fost nevoie de resurse, dar am fost motivat în acest fel și să obțin aceste resurse. Și mi-am amenajat o sală acasă, mi-am făcut aparate în curte, teren de sport, sală aici la birou, cu masă de ping-pong, cu tot, plus abonament la o sală din oraș. Apoi, cum ziceam, joc tenis cu piciorul și basket în curte, tenis de masă la birou cu marote, iar când vreau să văd un serial, de ceva timp nu mă mai așez pe canapea, ci pe o bicicletă staționară pusă în fața televizorului și pedalez la ea uitându-mă la serial. Astfel, nu mai sunt nici în pericol de binging. Cât să pedalez, nu? Există și câteva lucruri pe care le putem face ca să păcălim un pic arhitectura asta ce ne constrânge alegerile. Lucruri care țin de noi, care stau în puterea noastră. Că și cu mișcarea, sigur că n-ai nevoie de tot ce am făcut eu ca să te antrenezi. Vorba aia, până la urmă, ce-ți trebuie? O podea, adică flotări, tracțiuni și niște geno cu variațiile acestor exerciții, poți face oriunde, ceva izometrie, deci e foarte, foarte simplu. Așa că m-am gândit să vă dau astăzi câteva idei despre cum puteți să faceți obiceiurile bune să reziste. Că asta am constatat că e problema multora. Adică vor, se gândesc la treaba asta, se apucă, dar nu se pot ține. Și din experiență vă spun că problema cea mai importantă este că nu vă setați bine mintea. Adică nu vă impuneți aceste obiceiuri pentru că vreți, ci pentru că vă simțiți cumva obligați. Fie de, nu știu, kilogramele în plus, fie de starea de sănătate, de rezultatul analizelor. Ideea e că până nu vă setați mintea ca lumea, până când nu vă înțelegeți cu cimpanzeul din voi care nu o să vrea să se miște, el o să vrea să stea, că așa e făcut omul, să economisească energie. Deci până nu-l convingeți pe cimpanzeu că sedentarismul amplifică inflamația din corp și aduce imobilitate în ultimii 20 de ani din viață și implicit moartea mult mai devreme, veți eșua. Ideile astea despre menținerea obiceiurilor aparțin unei cercetătoare în domeniul drepturilor animalelor,
care a studiat motivele care îi fac pe cei ce vor să devină vegani sau vegetarieni să renunțe pe parcurs. Însă, stați un pic, aveți răbdare. Oh! Citind aceste idei, mi-am dat seama că ele pot fi utile în general celor care vor să adopte orice fel de obicei sănătos. Nu doar celor care vor să renunțe complet la carne. Pot fi utile celor care vor doar să scadă consumul de carne, chestie foarte sănătoasă. Celor care vor să renunțe la zahăr, de exemplu, la sucuri, la fast food, poate chiar la țigări, la sedentarism. Așadar, câteva idei despre cum facem obiceiurile sănătoase, de orice fel ar fi ele, să reziste. 1. Găsește sprijin. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ai nevoie de oameni în jurul tău, ai nevoie de cineva din familie sau de un prieten care să-ți susțină decizia de a adopta un anumit obicei sănătos. Cineva cu care să discuți despre obiceiul tău și care să-ți confirme că faci bine ceea ce faci, că ai un motiv bun pentru care faci asta. Și să-ți amintească de fiecare dată. De cele mai multe ori, ajută și dacă ai și dacă cel de lângă tine își setează un obiectiv similar, adică să faceți lucrurile astea împreună, nu știu, soț-soție sau copii împreună cu părinții și așa mai departe. Doar că e ceva mai greu să găsești atât de multă susținere, cel puțin pentru unii. Dacă n-ai pe nimeni cu care să discuți despre planurile tale, ajută să găsești chiar și o comunitate online. Sunt destule. O comunitate de oameni care se află în aceeași situație și care poate că organizează și întâlniri offline la care ai putea să participi. Dar nu cu nebuni, da? Nu cu talibani, că sunt foarte mulți acolo. Vedeți că rețelele sociale vă arată în primul rând grupurile de nebuni. Nu pe alea cu oameni sănătoși. Asta și apropo de importanța celorlalți în viața noastră. Dacă nu facem nimic așa de unii singuri. Și vă recomand aici episoadele 156 și 157 din podcastul Vocea Nației. Fix despre asta e vorba acolo. 2. Oricare ar fi scopul tău final, setează-ți unul sau mai multe obiective specifice pe care să le poți atinge. E foarte important. De exemplu, dacă scopul tău e să te miști mai mult, stabilește clar ce înseamnă să te miști mai mult și cum vei face asta, când vei face asta. Uite, scurt exemplu. Dacă decizi să mergi alert o oră pe zi, în fiecare zi, da? Asta înseamnă să arzi cel puțin, depinde de organism, dar cel puțin 250 de calorii. Dacă te uiți la ce înseamnă asta într-o zi, mai ales dacă ai mâncat ca un porcușor, ți se va părea foarte puțin. Adică vei zice, o oră, 250, prea puțin. Dar așa cum o cafea de 2 euro pe zi, da, 10 lei, înseamnă peste 700 de euro pe an, ora aia de mers alert în fiecare zi te va ajuta, atenție, să scapi de până la 18 kg într-un an jumate. O spun studii serioase citate de Daniel Lieberman în cartea sa O istorie naturală a exercițiului fizic. Vă recomand, voi vorbi mult despre această carte în săptămânile și lunile următoare aici la Starea Sănătății. Toate astea se întâmplă, atenție, în acest exemplu, cu condiția să nu mănânci mai mult doar pentru că mergi o oră pe zi și vei avea mai multă poftă de mâncare, că și aici e o capcană. E important, deci, revenind, să-ți stabilești niște obiective clare pe care să le poți urmări și cuantifica. Și mai ales
să stabilești niște obiective care să funcționeze pentru tine, nu pentru o postare pe Insta. Sau să luăm exemplul consumului de dulciuri. Ai putea, de pildă, să-ți propui pentru început să nu mai mănânci deloc dulciuri în weekend, să zicem. Sau să nu mai mănânci dulciuri după o anumită oră din zi în timpul săptămânii. Ar fi foarte mișto dacă ai putea să nu mai mănânci deloc după ora 18 în fiecare zi. Ai mai multe șanse să te ții de obiective rezonabile pe care chiar le poți atinge decât să te ții de unele mărețe care, sigur că pot veni și ele, dar doar cu timpul. E un proces, trebuie îmbrățișat și respectat. Și lucrurile stau altfel dacă stabilești niște pași mărunți, pași pe care îi poți evalua constant. Dacă faci asta, te poți uita în spate, după 6 luni, după un an, de când ai început un anumit obicei, și să-ți dai seama că e ușor. Că poți într-adevăr să faci asta. Uite, 20 de pagini pe zi, senzațional, ține-te de acest obicei bun. Și o să vezi, peste un an și câteva cărți citite, cât de bine te simți. La fel e și cu mișcarea. Așa te convingi că e posibil să treci în etapa următoare, să-ți propui mai mult, să mergi cu un pas mai în față către obiectivul tău. 3. Plănuiește în avans, da? Fii pregătit. Pregătit să întâmpini provocări sau chiar eșecuri. Aici vă recomand și episodul 115 din podcastul Vocea Nației despre puterea gândurilor negative. De ce e important să ai un plan? Pentru că totul e mult mai simplu atunci când ești pregătit, când înlocuiești teama de necunoscut cu informații. De exemplu, să zicem că ai renunțat la carne. Să zicem. Da, te duci la niște rude de sărbători și rudele insistă să guști o nouă rețetă de orice, chiftele. Ce faci? Dacă n-ai un plan, fie o să cedezi presiunilor și o să halești, fie o să spui ceva ce te va face tot pe tine să te simți nasol, o să crezi că ai jignit gazdele și gândul ăsta nu o să te lase să petreci de sărbători. O să asociezi după aia acest episod negativ cu noul tău obicei, când de fapt ai putea să eviți această asociere cu totul. Cum? Hotărând dinainte de acasă ce faci în astfel de situații. Și fie decizi, fac excepții de la obiceiul meu, ori de câte ori merg în vizită la rudele astea, care nu mă lasă și cu care nu mă înțeleg, da? Și e perfect ok, fie decizi că găsești o formă prin care le comunici celorlalți noul tău obicei. Un pom bun aici este să îți repeți cuvintele de acasă, da, să nu te prindă situația nepregătit, mai ales dacă n-ai darul ăsta de a vorbi în public, împotriva soacrei. Și va fi perfect și așa. Ambele variante vor fi fost deciziile tale, asumate, și nu le vei mai asocia aici cu niște eșecuri. Ok, 4 și ultimul sfat, unul foarte important, este să nu pui prea multă presiune pe tine. Facem asta ca nebunii, punem prea multă presiune pe noi. Orice obicei sănătos ai vrea să adopți, o să fie greu, foarte greu. Atenție, eu am avut nevoie de vreo 5 ani doar ca să reglez treaba asta cu obiceiurile bune. 5 ani. Și am eșuat de nenumărate ori. N-ajută să te învinovățești pentru eșec. Ajută însă să fii obiectiv și să vezi ce nu funcționează pentru tine, să schimbi planul mereu, să ajustezi, să-l împarți pe bucățele, să-l faci mai ușor, să lucrezi pentru tine, nu împotriva ta. Schimbările astea de comportament sunt foarte, foarte grele. Cine zice că e ușor, mănâncă rahat. E foarte greu.
Și e foarte important să te bucuri pentru fiecare reușită. Răbdarea aici, răbdarea cu tine, e esențială. Iar imperfecțiunea e o caracteristică a oricărui proces, da? Nu un defect. Vei eșua. Nu se pune problema să nu eșuezi. Ideea e ce faci în fiecare zi. Ideea e cum revii și cât de bun revii după acel eșec. Și încă ceva. Suntem diferiți. Avem nevoi și stiluri de viață diferite. Ce funcționează la mine poate să nu funcționeze la voi. Nu există nicio rețetă potrivită pentru toată lumea, în ciuda a ceea ce vi se spune. Așa că vă rog, nu mai comparați progresul vostru cu progresul altcuiva. Și încercați întotdeauna să fiți o persoană mai bună decât erați în trecut. Azi încercați să fiți mai buni decât ieri. Da? Și nu vă comparați cu altcineva în prezent. Nu face bine. Să vă fie bine. Cu electrocasnice intuitive gătești sănătos. Emisiune susținută de Electrolux.